Da, ok, știu ce vă gândiți, e direct curul la Irelia pe ecran, știu. Salutare băieți, bine v-am regăsit la un nou video de reacții. Cred că n-am mai făcut un clip cu reacționez la ceva de, cred că, vreo 2 săptămâni, dacă nu mă înșel. Însă, astăzi pe, mă rog, seara asta pe stream, pentru cei care nu știu, fac stream în fiecare zi, așa, activați dracu clopoțelul la odată, s-am intrat pe Discord ca să primiți notificări, că e jale cu notificările. V-am întrebat pe stream, bă, ce ați vrea să facem? Să fac un gameplay? Chiar nu știam exact ce să postez pentru că nu aveam nicio idee concretă. Nu s-a schimbat nimic într-un patch sau ceva, să fie ceva de actualitate. Uite, bă, s-a schimbat puțin jungle, hai să vorbim despre chestia asta, hai să jucăm un match să vedem. Și mulți mi-a zis, ce dracu mulți, toată lumea a scris, reacționează la X, la Y, mă rog, a spus voi mai multe păreri, dar în fine, ideea era să reacționăm la ceva. E bine, în seara asta, mă rog, astăzi vom reacționa la TF Blade, unul dintre oamenii care m-au inspirat pe mine enorm de mult, pentru că știți foarte bine cum am ajuns eu cea mai mare divizie cu Irelia și Jax. Bine, și Kai'Sa oarecum, dar în mare parte campionii ăștia 2, omul e main de campionii ăștia 2, așa că dați acolo câte un like, băieți, la clipul ăsta. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi. Îmi pare rău de non-hype-ul pe care l-am, dar sper să mi-l iau în timpul videoului. Și cei care au fost pe live din nou știu ce s-a întâmplat. Am avut niște probleme aici. Dă-i și fugi după oameni care le-au sărit cauciucul, mers. A fost nebunie. Oricum, dacă vreți, o să vă povestesc astăzi pe stream. Așa că oricum aveți un eveniment pe canal. Dați acolo la evenimentul ăla pe canal și vedeți că posibil la ora 5 să-l pun și ne vedem acolo pe stream. În fine, cine nu știe pe TF Blade, e omul care a reușit să dea rank 1 pe Ovest, pe Enei, pe EUNE, pe Turcia au fost câteva probleme, dar whatever, a dat și acolo. Ideea e că a vrut să dea rank 1 World, nu a reușit în mare parte pe Corea, a fost hardstack pe locul 80 sau ceva, dar în mare parte e jucător bun, cam am. Și astăzi o să reacționăm la un montaj cu el din solo queue și să vedem exact cum joacă campionii ăștia doi. Hai să vedem. Nu uitați, o să vă pun linkul în descriere. Dacă vreți să vedeți clipul ăsta împreună cu prietenii sau ceva, aveți linkul acolo în descriere de la video original. Tot de la băieții de la The Carry. Ok, a ratat EU. Ideea e când îți folosești Q pe minion, primești un healing, dacă ați observat. LOL. Cât de bine, cât de clean a jucat-o. Știu faza! Știu faza, știu faza și de ce? Dacă observați în stânga jos, numele lui Hecarim e pus cu liniuțe și chestii. Faza asta e după Corea, dacă nu mă înșel. E după Corea, în stânga sus apare Dai web-ul meu, scrie Diamond 1, e de pe Corea, când avea încă LOL-ul în engleză, ulterior a fost să schimbe sau ceva. O să-i dea un predic la flash genial. Știu faza, a fost clipul peste tot. O să dea un predic la flex, o să dea un predic la Q, pardon. Fii atenți. Exact, v-am zis că știu faza. Ok, stai așa. 7-1 Irelia, 181 farm, minutul 17. Ok, și folosești. Și-a folosit atât de bine eu. Aici a trollat, bine a trollat un pic cu Q. Nu l-a lovit Veigar, e important. Nu, de ce s-ar cali simpe? Oh my god. Lor, cât de bine nimic. Și-a folosit Q să-și ia heal din nou. Lor, cât de șmecherea asta. Ok. A, omul meu sare în 5 oameni. Ok, are geau. Da, asta vreau să zic, să putea sara în MF aia. Bun, flash în 3 persoane. Da, și sparge acum, acum ia la bucăți. Cu Irelia oricum sunt super clean play-urile pentru că Irelia e campion de player, ok? Cred în Irelia, e destul de nașpa. Q și R? A, nu, acum R. Da, aia zic. Aia zic. Încă un hit. Nice. Trebuie să nimerească eu aici. Nice, l-a nimerit, da, e de la. Uite cât de bine își folosește Q pe minioni ca să-și ia heal. Asta oricum făcea și eu, dar e foarte bine că... Lol, au doi Braum. O să e normal gear sau ceva? Da, cred că se joacă cu Viori sau ceva. Mamă. Mai dă... Dude! Uite cât de fericit ești el.
Ai zis pe tipul ăsta, îl urmăresc de enorm de mult timp. În clipa de față, în stânga sus, oricum dacă o să vedeți și voi video, scrie, e rank 22, deci se joacă la Super Hailo, da? Rank 22. LOL! Cap! Gen, se joacă cu ei ca pe... Îi bate ca pe copiii lui. Uitați-vă și voi. Da, mă, dă-o-mă de la câtă treabă, dă-o-mă, dă-o-mă în pula de treabă, el for real. Îți face chef să joci Irelia dacă vezi video ăsta. Și Jax, bineînțeles. Și a greșit-o că și-a dat flex fist în mijlocul lor. Are un Q foarte bun. Uite cât de bine și-a dat Q, să iasă de acolo. Și-a folosit încă o dată Q. Oh my god, cât de insane. Cât de insane a fost. Cât de insane a fost. Mi-a băgat reclamă. No. Dezactivați-vă adblock-ul să faceți și mie un bine, vă rog, da? Ok. Deci cu Irelia când ai 6 stack-uri și te bați numai din hit-uri, fii sigur că ai greșit. Mă, uite și tu cât de mergea. Oh! Wait. Ok, și are Q-ul în el. Mamă, dar are level 5, Darius. Lol. Ok. Jax vs. Riven. Mamă, Silas. Are mulți minioni, are mulți minioni, ăsta e avantajul lui aici. Da, mă, da. Nice. Da, mă, da. No way. No way. No way. Mamă, e aparat. Aparatul ăla. Ok, asta o să-și dea râu, da. Și acum eu. A, dar e și Vana la attack speed, ok? Asta e ceva ce e rar, vezi. Uite cât de bine își folosește. Nice, mă. Diamond 1. A, ăsta e tot un match-ul ăla, e tot un match-ul ăla, e tot un match-ul ăla care a fost faza la început. Da, tot un match-ul ăla. Ia-i de predicția ceva? Da. Da, mă. Da, mă. Aia zic. Ok, versus 4 persoane aici. No way, no way. Oh, ok. O bate și pe Caitlyn. Nu pot să cred. Deci eu chiar nu pot să cred că am... What the fuck? Ok. Oh, cât de bine a dat ăla. L-ai prins în... Oh, nice, 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 stopaci. L-a salvat mult stopaciu aici, l-a salvat enorm de mult stopaciu. Mamă, și râul ăla. Râul ăla de la Xerath. Cât de clean a fost. Xerath a făcut jumătate de fază aici, by the way. Oh my god, Camille. Ah, cu Q-ul ăla blană. What? Mamă, cum i-a plecat HP-ul. Lol, avea Klepto. Oh my god. Wow. Ok. Ok, ajunge aici, s-a dat flash și Nafelios. Mamă, ce Q a dat Nauti. Ai, dă... e pe Corea aici, e pe Corea, da. Pe Corea. Lol. Ce tântălău e Nafelios ăla. A greșit-o mult la Utilus acolo, sincer. Ok, aici dă R. Nu, trebuia R flash, mă. Ce prost, ha, știi? Da, că dădea R flash, îl prindea. Flash Q? Da, aia zic. Pentru că nu mai are balt acum. Și nu mai are cooldown-uri exact. Ok. Q pe minion. Nice, R. Încă un Q pe minion și Q pe el. A, nu. A, n-are Q, n-are Q, acum am văzut. Cât de clean a fost ăsta. Și acum Q. Oh my god, a lăsat pe Draven liver. Dude. Clean. A, dar îl sparge Tahm Kench, îl sparge Tahm Kench. Nu, că n-are Bramble Vest. N-are Bramble Vest Tahm Kench. Da, mă, da.
Avem și Nami. Q? Și Q pe Nami? Nice, mă. Da, mă. Nice. Deci bate pe toți din jurul Timecash, ca să înțelegeți. Bam. A fost bine. Super bine. Oh, și asta. No, deci asta cu Aka, oh my god. Și aia era, wait, what? Oh my god. Lol. Ok, Riven. Dă-i. Oh my god, ce frumos dodge-a dat. Q. Da, și el e uimit. Lol. Oh, e cu geam. Oh, ce bine a venit aici. Ok, nu s-a gândit pentru ea. Deși ieși cam bagă. E cam bagă multe ieși. Mamă, ce câte hituri băga ieși acolo. A băgat puțin cam nașpa, da. Nice. Mult heal și am. Și a super mult heal cu Q-urile alea. A ratat eu acolo. Oh my god. Ce bine a prins E-ul și R-ul. Dude. No way she'll live. Nu. N-avea cum să mai scape prea mult. Oh, uite tot în meciul ăla devenise atunci. Lol. Lol. Încă mai încearcă. Ah, wait, n-au făcut aia kill. Îl văd unde e. Lol. Cât rapid e. Da, a bătut și pe ăla. Dar ce? Ăstea sunt oi. Sunt două. Erau două oi. Ok, gen s-a terminat clipul. De ce mi-au apărut două oi musculoase? Gen, sorry că trebuie să vedeți asta. Trebuie să mă duc să-mi dau cu clor pe ochi. În fine. Bă, per total, omul e good, ok? Gen, omul e super bun. Vă recomand să-l vedeți dacă sunteți jucători de top lane de pe Twitch, twitch.tv/tfblade. Am văzut atâtea story-uri de-a lui GRV-ul de pe YouTube, pentru că mi-apare mereu, că s-a abonat acolo cu twitch.tv/GRV-ul, de-i swap up, s-a intrat acum pe... În fine. Multă baftă vă doresc, băieți. Ne vedem pe live. Sper eu că astăzi mult mai energic decât mă vedeți voi în seara asta. O să vă povestesc ce s-a întâmplat și de ce a trebuit să închid live-ul și am fugit în grabă undeva. O să vă povestesc acolo tot. Dacă ești nou cumva și ai venit la video ăsta, cel mai cunoscut legit doar din clipul ăsta, sper să faci o părere mai bună despre mine după ce intri pe live. Vă pup! Mult succes tuturor, noapte bună, bună dimineața sau serviciu ușor, nu contează când vă uitați voi la clipul ăsta, sper că dacă te uitați la clip, pentru că contează super mult, contează mult pentru algoritmul de la YouTube, pentru mine oricum știu că vă uitați, că vă place, că altfel dacă nu v-ar place, nu v-ați uitat, nu? Mamă, Hagi! Hagi-s pe creier! Dar contează mult pentru algoritmul de la YouTube, pentru că
în felul ăsta consideră că este relevant acest clip și căcatul de genul. Între timp în comentarii, lăsați-mi că chiar vreau să le citesc, lăsați-mi în comentarii la cine aș vrea să reacționez mai departe. Vă dați seama că nu o să pot să fac pe plac tuturor pentru că, nu știu, vor fi 100 de comentarii și eu pot să fac un singur video. Dar poate îmi dați idei, poate mi-amintiți de oameni pe care îi știam și am încetat să îi urmăresc și posibil să nu vină mie acum aminte. Și până data viitoare, numai bine băieți, pa, pa!